Pentru atleții din Giurgiu urmează un weekend solicitant, cu participarea cluburilor locale la campionatele naționale. Pot participa sportivi înscriși la categoriile senior, tineret 1 și junior 1. Clubul sportiv școlar este prezent cu sportivi pregătiți de antrenorii Marian Damian și George Soare. Săptămâna aceasta, la final, la Pitești, vor avea loc campionatele naționale pentru seniori, tineret și juniori 1 și acolo va lua startul în probele de aruncare a greutății și aruncarea discului Bogdan Georgevici. Deocamdată nu suntem siguri dacă Manfred Bodnaru va lua startul, pentru că medicul i-a prescris să aibă o scurtă pauză pentru a aborda campionatele naționale, finala campionatului național de peste 3 săptămâni. Și este o strategie și încă nu ne-am hotărât, dar e posibil să meargă, plus toți copiii pe care îi antrenează domnul George Soare. Antrenorul George Soare este cel prezent la această competiție cu sportivi care vor concura la probele 3000 de metri obstacole, 400 și 800 de metri plat, dar și cu un săritor la prăjină. Un alt antrenor de atletism care participă cu elevii săi în acest weekend la campionatele naționale este Marius George Sima. La probe combinate vom participa cu Radu Mihai Sima și Zorile Ioana și așteptăm progrese de la ambii. Pot să îndrăznesc să spun că ne batem chiar la titlul de campion național și în orice caz la medalii.